Angajații vor primi tichete de masă cu o valoare ceva mai mare din octombrie și valoarea tichetelor pentru creșe va crește începând tot din toamnă. Proiectele de ordin de ministru sunt deja pregătite. Din octombrie, valoarea maximă nominală a tichetelor de masă va fi de 20,09 lei. Nu este o creștere semnificativă față de luna aprilie. Valoarea acestora era de 20,01 lei pe zi, însă lunar valoarea lor ar putea ajunge la 442 de lei dacă ne referim la 22 de zile lucrătoare. O văd ca pe obligație. Ca pe obligație. Ne cred un popor de săraci și vor să ne impulsioneze cu diferite, le dăm un tichet de masă, le dăm doi mici, le dăm o bere și hai să facem vaccinul. Nu e bine. Nu e bine deloc. Unde s-a ajuns? Foarte bine, o metodă foarte bună. Da, să dea la care sunt mai săraci așa. Păi da, și tineretul ăsta și care sunt copii mulți, iar la fel să le dea. Păi da. Uite, când nu au părinți servici, nu sunt servici, de ce nu? Pe timpul lui Ceaușescu erau fabrici, erau atâtea fabrici. Îi lua de pe stradă de la 12-13 ani și acum, de ce nu se duc în fabrici? De ce au luat toate fabricile și le-a demolat ca să le vândă și să le ia ei? Tot care au, tot aia să ia. Tot care au. De ce nu le-a reparat? Și uite, erau fabrici, nu pleca prin Spania, în Italia. Uite, au plecat copiii, au părăsit părinții, bătrâni. De ei cine să aibă grijă? A, mama. Păi da? S-au dus după bani. Auzi că 20.000 să... Noi ne-am mulțumit pe timpul lui Ceaușescu, s-au crescut copii și ne obliga. A, așa, 3-4 copii și acum... Desigur, sunt angajatori care pot să ofere etichete de masă în valoare nominală mai mică față de acest maxim stabilit de lege. Proiectele de ordin de ministru sunt acum în transparență decizională și își vor face efectul în momentul în care vor fi semnate și apoi publicate în Monitorul Oficial.